grupurile reunite și-au exprimat fără echivoc susținerea în continuare pentru guvern. Am discutat, avem 3 zile importante în Parlament, astăzi, mâine și poimâine. Astăzi și mâine avem cele 2 zile pentru buget, cu speranța să adoptăm bugetul dacă reușim până mâine seară. Și miercuri moțiunea de cenzură. În rest, au avut intervenții câțiva colegi de-ai noștri care și-au exprimat susținerea totală pentru continuarea guvernării, ceea ce era important și pentru premier să află. Deci, moțiunea de cenzură va fi un pas destul de ușor de trecut, dar ținând cont de majoritate, nu se pune nicio problemă. Da, teoretic n-am avea probleme la moțiunea de cenzură. În rest, și colegii mei au spus că au spus și ei, așa cum au spus și președinții de organizații, că crește nervozitatea în rândul membrilor și simpatizanților noștri, pentru că, în opinia lor, după ce ordonanța a fost abrogată și protestele continuă, înseamnă că asistăm la altceva, de fapt un protest politic, după alegerile care au fost desfășurate în mod corect. Ce veți face dacă protestele continuă? Cum veți gestiona această nemulțumire din partid și... Eu în continuare fac apel la calm. Ceea ce mi-era teamă s-a întâmplat. Și anume, aseară, un grup de oameni nemulțumiți s-au strâns la Palatul Cotroceni și teama mea este că acolo va fi un bulgăre de zăpadă. Și am spus mereu, am spus-o și astăzi, că nu vreau vreau să facem tot ce e posibil să nu se escaladeze acest conflict în stradă, pentru că nu are nimeni de câștigat. Ce faceți cu celălalt bulgăre de zăpadă? Pentru că aseară la Cotroceni au fost puțin peste 2000 de oameni, în schimb am avut 250.000 de oameni în fața guvernului care cereau demisia guvernului. Cât ați avut aseară? 250.000 au fost aseară. Mă rog, o să vedem ce se întâmplă în zilele următoare. Guvernul nu are de ce să demisioneze. Guvernul a fost ales, a stabilit primul ministru cu domnul ministru Iordache, că după ce se încheie, după ce pică moțiunea de cenzură, amândoi vor avea o discuție și premierul va lua decizie, ceea ce e firesc să se întâmple. Am eu o întrebare domnule președinte. E vorba despre buget, domnule președinte. Vă rog. Guvernul, România deja se împrumută mai scump, 11%, după ce s-a întâmplat în ultimele zile, săptămâni. De asemenea, cursul de schimb valutar, ați văzut și dumneavoastră, a crescut. Cine este vinovat și care sunt soluțiile? Astea sunt întrebări la care va răspunde ministrul de Finanțe, dar atâta timp cât această stare conflictuală continuă în România, mai spun încă o dată, nimeni are de câștigat și, în general, România are de pierdut. Din acest motiv, eu fac în continuare apel la calm. Să înțeleagă toată lumea că guvernul a fost ales legitim și că trebuie să guverneze în continuare. Am văzut, de exemplu, câteva mesaje în Piața Victoriei zile trecute, când cineva, am văzut pe un site, nu mai știu, cineva spunea că, de fapt, trebuie să devenim o țară care să fie condusă prin referendumuri. Eu nu cred că România trebuie să fie o astfel de țară. Și sunt foarte multe mesaje de genul ăsta. Și ce vor începe discuțiile? Mă refer aici la guvern, la PSD. Unde considerați noastră că s-a greșit? Eu m-am uitat cu atenție, de exemplu, ieri pe stenograma celebrului guvern Cioloș cu privire la ordonanța inițiată de celebra doamnă Prună, prin care s-a modificat într-o zi, fără niciun fel de dezbatere publică înainte, 130 și ceva de articole din codul penal. Și am văzut acolo aceleași motivări care au stat la baza ordonanței 13, referiri la cele 45 de zile prevăzute de Constituție, de la o decizie a Curții Constituționale, perioada după care articolele respective își pierd efectele juridice. N-am văzut o asemenea reacție atunci, fiind vorba tot de o ordonanță prin care se modifică codul penal. Unde a greșit, dacă a greșit guvernul sau Ministerul Justiției? În primul rând, poate la comunicare, și poate comunicarea care trebuia să se întâmple în mod serios a doua zi de după adoptarea ordonanței, greșeală pe care și-au asumat-o și-au abrogat acea ordonanță, transformând-o într-un proiect de lege, am înțeles, care a fost citit în primă lectură și care urmează niște dezbateri mai ampli. Pe de altă parte, faptul că atât de multe articole din codul penal
au fost declarate neconstituționale de Curtea Constituțională, pe mine îmi face să cred că pe marginea acestor două coduri penale trebuie să înceapă o analiză serioasă, poate sub egida Academiei, la care să participe asociațiile magistraților, la care să participe barourile de avocați, experți de la Consiliul Europei, care am înțeles că și-a și exprimat disponibilitatea, pentru că mulți încep să-și pună problema dacă aceste coduri, în întregul lor, sunt în regulă. Nu s-a mai întâmplat ca la vreo lege în România atât de multe articole să fie declarate neconstituționale. Codurile penale au fost făcute și atunci când au fost făcute în grabă, au fost adoptate prin angajarea răspunderii guvernului, Boc, de la vremea, dacă nu greșesc, și sunt două legi extrem de importante pentru statul de drept din România și pentru drepturile și libertățile fundamentale ale tuturor. Deci eu cred că numai o dezbatere de genul ăsta, înainte de a se iniția ceva în Parlament, ne poate ajuta, pentru că cred că problemele sunt mult mai serioase cu aceste coduri, pe care toată lumea le vrea constituționale și cu prevederi foarte clare. Pentru că, repet, de ele depind și drepturile și libertățile române. Când vor începe discuțiile cu partidele pe marginea modificărilor la codul penal? Puneți că ați discutat cu premier. Nu, eu încă o dată repet ce am spus mai devreme. Cred că trebuie făcut mai mult. Cred că trebuie o dezbatere, nu neapărat în Parlament, în primă fază, ci undeva, dacă Academia va accepta, am văzut și propunerea domnului Emil Constantinescu, în sensul ăsta, la care să participe și experți străini, dar foarte important, asociațiile judecătorilor, asociațiile magistraților, barouri de avocați și orice alt specialiști din domeniu, pentru că nu cred că strică cuiva această analiză. Este vorba de o analiză și o dezbatere serioasă, sigur, cu argumente, nu cu țipete. Domnule, dar dacă îmi permiteți, spuneați zilele trecute că în momente de presiune pe PSD există 2, 3, 5 indivizi care cumva au altă părere în interiorul... Nu cred că am spus indivizi. Nu indivizi, aici probabil... Nu că ar fi ceva jignitor. Nu, da. Dar dădeați de înțeles că ar fi oameni în PSD care ar asculta de președintele Klaus Iohannis. Sunt în PSD infiltrați? Nume puteți să ne dați? Nu o să spun nume astăzi, dar și la grup au fost colegi care au ridicat această problemă și în plen și în particular. Nu vreau să deschidem acest subiect în aceste zile, dar îl vom aborda și îl vom limpezi foarte curând. Am putea vedea excluderi din partid sau alte sancțiuni? Nu, vreau în primul rând ca aceste discuții să fie discuții lămuritoare pentru a afla tot partidul de ce în astfel de momente unii au astfel de poziții. Și după ce aflăm aceste explicații, vor urma, dacă va fi cazul, și decizii. Domnule președinte, sunteți de acord cu șeful Comisiei de Control SRI, care spunea că e nevoie de o anchetă la multinaționale, care ar fi dat liber sau ar fi plătit ore suplimentare celor care stau în piață? Asta nu e o decizie nici a mea, nici a dumnealui. N-a vorbit, cred, ca președinte al Comisiei de Control SRI. În această calitate, mă rog, nu știu, au venit tot felul de informații. Probabil că aceste declarații au fost făcute după ce au fost văzuți în piață președinți ai unor bănci sau unor companii multinaționale, firme străine care protestau. Poate de asta, nu știu dacă e nevoie de așa ceva, pentru că până la urmă sunt și companii românești, mai mici, mai mari, care au făcut acest lucru, până la urmă este dreptul lor. Oamenii care au ieșit în stradă, dacă îmi permiteți, au spus că își doresc ca în fruntea instituțiilor să fie oameni cinstiți. Dumneavoastră vă considerați o persoană cinstită, da sau nu? Da, eu mă consider o persoană foarte cinstită. O persoană care a fost condamnată pe marginea unui dosar politic, inițiat de un procuror care și-a uzurpat calitățile oficiale, și care la ora asta, eu, cel condamnat, nu are hotărârea care să-i spună de ce a fost condamnat. Dacă vi se pare normal ca după 10 luni de zile un om în România să nu știe pentru ce a fost condamnat, pe de o parte, pe de altă parte, o hotărâre incompletă, pentru că de la care lipsește expunerea și motivarea, codul de procedură penală spune practic că acea hotărâre nu există. Drept pentru care eu am și făcut această contestație la executare. Și ca să închei, eu n-am furat nimic, doamnă. Eu am fost trimis în judecată, aduceți-vă aminte, același scandal și aceeași presiune și manipulare îngrozitoare din 2012, când se spunea că eu am furat 2 milioane de voturi. Și acum le caut.
să văd dacă le găsesc pe undeva, în condițiile în care am fost trimis în judecată pentru ceva și am fost condamnat pentru altceva, cel puțin în prima instanță. În a doua instanță n-am reușit să aflu de ce. Numele dumneavoastră, nu avea Klaus Iohannis mâine când va veni în Parlament să... De faptul că susțineți că aceste proteste sunt manipulate. Ce le transmiteți și ce soluții ar putea găsi PSD în condițiile în care aceste proteste vor continua? Ce alte măsuri ar putea fi luate? PSD-ul nu poate decât să facă apel la calm și îi asigurăm în continuare pe cei care n-au ieșit în stradă, dar care ne transmit pe toate căile să le apărăm votul din 11 decembrie. Pentru că, în afară de protestatarii care au ieșit în Piața Victoriei, doar la noi le respectăm dreptul la opinie, mai sunt și ceilalți români, sigur, poate nu sunt românii domnului președinte, dar care strigă și spun că votul nu trebuie apărat și că acest guvern trebuie să meargă în continuare. Aici suntem. Unde pleca mâine pe Klaus Iohannis? În perioada următoare din cauza acestui scandal, aveți în acest moment? Semnale, a spus? Din PSD, care ar vrea să părăsească partidul tocmai din cauza... Încă nu avem aceste semnale. La fiecare partid se întâmplă acest lucru. Când apar situații tensionate, sunt colegi care cedează sau care din alte motive, mă rog, demisionează sau pleacă din anumite funcții. Deocamdată nu avem. Domnule Dragă, la ședința de grup ați venit Este ultima întrebare? Da, la ședința de grup ați venit separat față de premierul Sorin Grindeanu. La declarație ați ieșit împreună între timp. Până să începe să vorbiți, domnul Grindeanu a plecat. Cred că a primit un telefon. Am venit separat pentru că eu am venit de la mine de la birou și, sau SMS de la mine de la birou și dumneavoastră vin de la guvern. Există un conflict între dumneavoastră și domnul Grindeanu? Asta era întrebarea. Nu, n-are de ce să fie. Am spus și astăzi la grup, am spus și aseară, are susținerea mea totală, premierul Grindeanu și actualul guvern. I-aș cerut domnul Grindeanu să vă lase pe dumneavoastră să anunțați abrogarea ordonanței? Eu n-am anunțat abrogarea ordonanței, știu exact ce am spus. Am spus că voi face câteva propuneri de detenționare, care, printre care poate fi chiar eventuala abrogare a ordonanței, dar că decizia finală va fi la primul. Și o întrebare personală, dacă îmi permiteți, pentru că numele dumneavoastră e pe toate pancartele din piață și ați văzut, bănuiesc, că românii sunt foarte inventivi. Cum vă simțiți în aceste momente? Pentru că de 5 zile oamenii vă transmit tot felul de mesaje. Da, ținta a fost și rămâne PSD-ul imediat după alegerile prezidențiale. Din 2014. A rămas și rămâne în continuare PSD-ul. Asta e, de fapt, ținta esențială a președintelui Iohannis, care se pare că vrea toată puterea în România. Domnul din piață, este responsabil de oamenii care au ieșit în piață și nu doar în București? Nu, dar aceste acțiuni împotriva mea și împotriva partidului au fost nu numai în aceste zile. Au fost începând cu anul 2015. Ținta e PSD-ul sau Liviu Dragnea? Și, sunt legate. Cine trebuie să-și asume responsabilitatea? Comisia de monitorizare sau guvernul? Pentru ce se întâmplă în momentul de față, pentru acea ordonanță care a încins spiritele, pentru oamenii care au ieșit din stradă pro și contra, pentru că spuneați că vreți să stingeți conflictul și nu vreți o Românie ruptă în două. Exact. Și asta înseamnă că toți cei care putem să detenționăm această situație trebuie să o facem, nu cu declarații... Comisia de monitorizare sau guvernul? La revedere.